Hai să vedem dacă reușim să terminăm jocul ăsta într-o singură parte, deci mă îndoiesc am, din câte am auzit finalul ăsta, adică ultimul capitol o să fie hardcore de tot. Așa că sunt semi-pregătit de ce e pe cale să urmeze. De ce îmi cântă Clair de Lune? Asta e realitatea? Și aici? Da, uite că e vindecată și chestia genul ăsta. De ce îmi cânti Clair de Lune? Why? Chiar că-mi place... Oh. What the fuck? Asta e nouă? Ok, hai să vedem despre ce este vorba. God damn. Și dacă ne-am trezit aici, știi? Mamă, locul ăsta e făcut praf. Să vede că e ultima vizită pe aici. Nobody here at all? Oh! Ruvik? Holy shit. Holy shit. Ata. Ne-a rezolvat. Ok, locul ăsta a început să ia întorsătură dubioasă. Se vede că e finalul. Stai. An evil within. What the hell? God damn it, Leslie. S-a calmat asta în sfârșit. Ești ok, bro? What the fuck? Mai e cineva acolo? Nu e nimeni. Ce camera unde am stat? Lol, dar cum arată totul? Nu pot să merg nici acolo. Nici aici. Ok. Hai, Leslie! Oh, doamne, nu sunt pregătit de nimica ce urmează. Hey, wait. Mamă, locul ăsta arată dubios rău de tot. Dubios? Rău de tot, am spus. Dacă nimic nu se întâmplă aici, zona asta e risipă. Vreau să știu. Să-l pe Leslie. Oh, God. Ho, 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 prr. Prr, ho, prr. Ho, 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 ho. O te dezmembra. God. Nu distrugeți chestia asta. Leslie! Let's go chill pe la el, n-are. Acum! Rip! Ce Dumnezeu?
Uh-oh. Bine, asta nu e de bine. Asta nu e de bine deloc. Sebastian! Sebastian! God damn it! Sebastian! Oh, sta fara, serios? Grozav! Beacon, just like Joseph said. El Bicon. Ah, sunt afară aici. În sfârșit ne întoarcem unde am pornit. E genul ăla de joc, știi, te trimite prin toată harababura asta doar ca să te duci, să te trimite la început. Oh. Ok. We're losing one mind. We're losing one motherfucker. Nu-ți bată joc de mine. Ai puteri de iluzii și chestii genul ăsta, eu nu mă ocup cu de-astea. Ok, am un deja vu acum. I knew it. I fucking knew it, mate. Fucking knew it. Ok, nu poți da foc la nimic, ca vreau să mă asigur. Dacă era pe mine, dădeam foc tot. Ok. Tonul de geleu. Mamă. Locul ăsta nu arată în regulă deloc. Serios? Ia uite bă, ăștia au camere secrete și nebunii de astea. Opa. Nu știu ce am ales aia, dar fine. Eu. Stai puțin. Okay. An eternity of intensity. Pain. Pleasure. Rage. Ecstasy. Blending together into a single piercing noise. Until the darkness was broken by sparks. Like twinkling starlight. Damn. Iau tăia capul. What the hell? You brought this on yourself. What the hell? How this could happen to me? Wow. Hei, ne-am întors aici la... La unde l-am lăsat pe tipul ăla. Atunci, dacă, dacă vă mai ați aminte din primul episod. Hei, Leslie. Hello? Hello? Ajută să merg. Bă, camera ascunsă cu gloanțe și chestii. Pf, poți să zici nu? Am o ușă, serios? Ce ușă tembelă? Ușa e plină de gratii. Bă, ce forțos e nebun ăsta.
Stai mă, că mai sunt lucruri de explorat. Aia pare ceva important. Pare ceva important, așa că... Nu o să mă grăbesc încă. Chill. Să văd și asta ce e. Asta nu pare prea importantă. Nu pare, dar cred că este. Wow, totodată pentru niște glanțe de sniper. Râs de curul meu acum. Vai de capul meu. Jocul ăsta îi place să-și bată joc de mine, presupun. Ok. Hai să mergem pe ușa cea mare atunci. Wow. Ok. Oh, el e jos. Cred. Asta-i fucked up. Zdouși. Nu, stai puțin, vreau să vă pe ultima. Văd ultima ce dă. Dă un coridor și un lift. Hai să o luăm pe cealaltă. Te aflam și noi mai multe. By the time I realized Jimenez had betrayed me, it was too late. I was so close. He knew it. Aha. Knew that I was too focused to notice when he brought those men. They'd never gotten past my traps otherwise. Their device is a perversion of my own. The device I should have created. Okay. Păcat că chestia asta nu se aude peste tot. Știi? Să se audă tot drumul. Dar fi drăguț. Ah, acum ne întoarcem la tipul ăla mare. De la început, cred că. Chiar mă, până n-am mai văzut de ceva timp. Sper că... Mamă, dacă ne batem cu el acum, sunt pregătit. Oh shit. Leslie, what the fuck are you doing? Leslie. Oh shit. Ce ar trebui să crape pe aici? Păi atât de multe chestii. Ușa asta nu se deschide. Nu se mai aude muzica, două. Ceva s-a întâmplat. Al... LOL? Ok.
Nu știu ce pot face cu 3000 de puncte. Ok. Da, putem să și salvăm? Putem. Da, mai bun. Ok, cam asta ar fi tot pentru partea asta din Evil Within. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și ne vedem data viitoare. Pa, pa!